Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Sper astăzi să îl salutați în primul rând pe Jack. Da, Jack vrea să fie salutat și noi l-am salutat pe Jack. Îi spunem acum lui Jack. Ce încerc eu să fac pe acest episod? În acest episod, dacă nu iau votul, dar cel care l-a explicat ce se întâmplă urmează la doilea, da. Și tot așa. Ok, ceea ce încerc eu azi acum să fac este să facem o acțiune de Name Cobra. Acesta este ultimul episod, da, știu, am spus că ultimul episod va fi cel pe care va fi fost cel pe care l-am postat acum ceva timp, acum azi, în ziua de azi. Și m-am gândit să vă pun încă un episod. De ce? Pentru că sunt niște oameni super tare, am feedback super tare și așa pot să vă răsplătesc foarte, foarte, foarte șmecher prin episoade de calitate. Ce mă întreabă, mă, și cât timp am să văd dacă cel de dinaintea mea am picat? Nu ai ce să înveți. Interviul este pentru a te cunoaște și pentru a ne asigura că știi ce înseamnă funcția și nu ești vreun copil. Așa. Ok, băi, hai să vedem acum cum facem noi acțiuni Name Cover. Da, boss. Acțiune Name Cover. Pentru asta trebuie să mă uit în FBI, pentru că habar n-au cum se face Name Cover. Bine, știu comanda, știu cam ce trebuie să facem, dar vreau să știu exact rapoarte de activitate, agentul săptămânii, detalii despre test, informații, regulament intern. Ar trebui aici să fie ceva. O vârstă minimă, nu. English, română, federal, comportament și limbaj, reguli generale, ședința antrenament, tratarea și arestarea suspectă, tratarea civililor, mașinile departamentelor, reclamații, regulament Name Cover. Aici. Regulament Name Cover. Read more. Ok, regulament Name Cover. Hai în primul rând să ne punem în FBI. Eu am plecat de aici. Baftă. Make leader 2-2-5-2. Și acum vă rog foarte mult înainte de a trece la acțiunea noastră să nu uitați să apăsați butonul de like, acesta fiind ultimul episod înainte de plecarea mea victorioasă. Așa că vă rog frumos, haideți să strângem la episod, să strângem măcar doare limba să spun, dar hai totuși să încercăm să vedem dacă putem să strângem la episod 200 de like-uri. Hai să vedem, putem, nu putem, eu zic că putem, așa că vă rog chiar acum, și eu m-am oprit, să nu uitați să apăsați butonul de like, puneți o mică pauză la episod și apăsați butonul de like. În altă ordine de idei, am adăugat acolo în jos, în stânga, top donator Cătă King, deoarece acesta a donat în ziua de astăzi o donație uluitoare de 2.2kk, aproximativ 2.2kk, 2.16, dar punem 2.2kk, adică 2.200.000 de dolari. Prin intermediul ăsta îți mulțumesc foarte, foarte mult. Cei care vor dona peste suma de 2.200.000 de dolari vor fi trecuți aici în partea stângă pe tot parcursul episoadelor mele. Da, ați auzit bine, pe tot parcursul episoadelor, nu doar într-un singur episod. Continuu vor fi trecuți. Uspa, dacă nu-ți faci prezența, nu. Dacă o să vezi, atunci nu mă mai întreba că te scot. Interviul este doar pentru a te cunoaște. Ok. Top donator, vedem acolo Cătă King, să vedem care o să fie următorul top donator. M-am gândit să fac această chestie interesantă. Mulțumim lui Boss73 pentru idee. Nu pot să-i fur ideea, na, dreptul de autor. El a avut ideea asta cu top donator Cătă King. Hai să vedem acum regulament Name Cover. Modelul pentru cerere Name Cover este: nu trebuie să fac cerere de Name Cover, că am rank, bine, leader. Activitățile Name Cover: wanted pentru posesie, folosire droguri, civil atac, civil kill, drive-by, răpire civil. Ok, Name Cover este comandă specială de carte. Așa nu trebuie să citesc. Asta este nimic, agentul trebuie să-și dezvăluie identitatea corect. De aceea un agent cu Name Cover nu are voie să dețină arme. Deci nu am voie să dețin arme. Păi de ce nu am voie să dețin arme? Ok, nu am voie să dețină arme. Vom posta comanda precum și operațiunile un secret. Flagrantele împotriva traficului și consumului de droguri, precum și alte operațiuni, vor fi organizate către un rank 5+. Nu e cazul meu. Așa, în orice flagrant ce vizează drogurile, va participa o echipă de minim 2 persoane, care va exista cel puțin o persoană cu undercover. Acest privilegiu nu este valabil în alte situații. Mandate, friscuri ordinare. Ok. Așa, friscuri ordinare, așa. Se va face abaterea regulilor de mai sus doar pentru dacă membrul rank de folosite Name Cover pentru mandate de percheziție, friscuri ordinare sau pentru a depinde pe cei care fac atacarea unui civil, drive-by, omorâre civil. Ok, deci pentru ok. Este interesant ca agentul aflat sub acoperire să facă abuz de identitatea sa. Prin abuz înseamnă deathmatch, așa mai departe. Pentru diverse abuzuri de acest gen va fi faction punish. Regulament
Name cover. Ok, deci am voie să-mi dau name cover pe friscuri ordinare și pentru a-i prinde poți și atac civil. În cauza poți chiar tu cu undercover. Ok, am înțeles ideea. Hai să ne dăm undercover. Salut, frate, sunt fanul tău. Salutare. Am înțeles. Începem operațiunea name cover. Name cover 225. Hai să ne punem numele. Ce nume să ne punem? XX G tut za XX. Nu că ăsta e nume de fată și îmi dă skin de băiat. Name cover 225. Facem așa. Stai să mă gândesc. Sunt Ziana Buruiana. Sunt Ziana Buruiana. Da, și avem și skin de fata, asta e tare. Acum hai să facem o operațiune, dar stai să ne spawnăm o mașină de civilă, pârliți. Hai să ne spawnăm Emperor, știm cu toții de ce îmi spawnez eu Emperor, pentru că da, Logan. Și hai să vedem, poate prindem pe cineva cu droguri. Sunt Ziana Buruiana. Aoleu, mergi, conducem cu Loganul. Și haideți să mergem acum către cineva, să vedem dacă îl prindem cu drogurile, îl prindem cu ceva. Sau, da. Acum hai să dăm ad, sunt multe aduri. Nu cred că sunt, vai de mine. Da, sunt foarte multe aduri. Pe admins eu nu mai apar. Apar ca sunt Ziana Buruiana. Cred că mi-a dat nivel 7, că așa era default. Da, nivel 7. FPS 60. Da, pentru că așa e programul de filmat. Dăm așa ad. Cumpăr droguri. Calme. Ofer foarte bine. Aoleu, așa până să postează anunțul, hai să mergem la CNN. LS. Bă, dar eu am ceva, Freeze 225. You are not on duty. Dar chiar vreau, trebuie să fiu la datorie ca să fac chestiile astea. Alright, seems legit. Hai să mergem la SFPD să ne dăm duty. Duty, dar fără armură și fără arme. Bine. După cum scrie și în regulamentul ăsta, duty fără armură și fără arme. Jban, dar cine aș purta arme? Pentru că orice civil poate să aibă arme, în mod normal. Nu văd rostul acestei reguli. Oricum, chestia cu name cover este foarte interesantă. Deci, habar, deci nu mai știe nimeni dacă ești pe server. Sunt Ziana Buruiana, dar mi-apare numărul meu de telefon. Da. Nu, 272. A, e alt număr de telefon. Asta e tare, asta e foarte tare. Duty. Aici dăm așa, throw guns. Sunt Ziana Buruiana. Și acum suntem pe duty, da? Su, da, putem da su. Și bac, și bac. Și dacă voi folosi comenzi de admin și așa mai departe, va scrie că sui brother HD, deci nu sunt Ziana Buruiana, așa ce mi-am pus eu acolo. Da, uite, va scrie sui brother HD, a fost slăpuit de sui brother HD. Acum hai să vedem cum facem noi cu traficul de droguri. Ai o mașină de civil pârliți? Jbam. Bă, dar chiar poți să faci multe chestii cu comanda name cover. Poți să-ți dai name cover, să chem oameni pe Skype crezând că tu ești fată și așa mai departe, doamne. Poți să faci o grămadă de troll cu comanda asta. Chiar pe episoadele viitoare o să încerc să fac troll cu această comandă, helperilor și liderilor și membrilor din staff. Ar fi chiar ceva interesant. O să-i cer acordul lui Keldon ca să fim siguri că nu se va întâmpla absolut nimic urât. Haide mă, sunt Ziana Buruiana. 210 secunde adul. Bine, noi avem timp să filmăm. Noi până una alta va trebui să mergem în S. Câte ore îmi trebuie pentru gift? Oare pot să dau slash N? Asta e curiozitatea mea. Oare pot să dau slash N? Slash N. Cum? Hai să dăm. Ce comandă folosesc pentru a cumpăra arme? Help us can send help request. Corect, corect, eu sunt helper. Helper 3. Dar n-apar pe helpers. Ok, simt legit. Simt foarte legit. Uite, da, sunt Ziana Buruiana. În mașina asta, în Loganul ăsta. Ia să le punem și eu. A, stați că mi-a venit o idee. Vec, color 126, 126. E, acum chiar că suntem. Suntem o fată. Super șmecher, sunt Ziana Buruiana. În Logan roz și mergem la agățat de băieți și totodată de agățat băieți cu multe droguri și cu multe chestii ilegale. Opa, cineva în spatele meu. Vreau să întreb dacă cum cumpăr arme. Ah, să te dau un gan și scriu by gun. Întrebarea pe care am vrut să o pun mai devreme.
Ar fi tare să-mi confiște un polițist permisul că merg pe contrasens. N-au cum scot, nu scot name cover-ul și arăt, bă, stai puțin că nu-i chiar așa, adică eu sunt PD, chestii. Și acum că am ajuns în Rusia, să vedem, mai ad 120 de secunde. Și-a derapat Loganul, și-a derapat Loganul. Că dacă vine după mine. Să mă, nu o să folosesc comanda asta doar pentru a scăpa de SMS-urile cum a ajuns, nu știu ce, dar când, deci când nu mai închid de SMS, nu mai dau turn off, ci mă pun cu name cover și așa pot să joc eu liniștit și cu turn on în caz că vrea să mă contacteze cineva. Aim Sebi. Mare puțin se postează adul, după ce se postează adul, sperăm că o să găsim pe cineva care are droguri și o să-i putem da confiscate la droguri și wanted. Jibau. Jibau. Și aia că am ajuns la CNN Los Santos. Asta face să și ningă puțin. Nu puțin, nu mult. Combinația asta de taste și e top pentru motor, din câte observ eu aici. Ok, am ajuns la CNN. Jibau. Jibau. Cumpăr droguri. Dau bine. Scriem așa. Să zic spamăm de 3 ori. Dăm de 3 ori strict pentru ca oamenii să vadă, să ne creadă că suntem chiar civili pârliți. Cât vârâ. Ia să vedem. Haide, dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos. 3 grame un K. E ok. Haide, dă-te jos, să-ți dau frisc. Haide. A, dar am mașină de pudă aici. Îți dau un gram un ca, îți dau oricât, scriem așa și noi, îți dau oricât. A, ăsta nu cred că are droguri, mă. Aș da check acum pe el să văd dacă are droguri, dar nu. Lăsăm, cred să văd și alte informații acolo. Nu mai am. Bână, scriem și noi, bână. Așa. Hai să posteze a doua odată. Cumpăr droguri, dau bână. Ofer bani. Bani. Așa. Mai dăm o dată ca să creadă lumea, chiar suntem civili pârliți. Opa. Braileanu. Asta e PD. Asta e PD. Asta e PD. Mai ad acum să postează. O, l-am pus. Cumpăr drogul car, mi ofer foarte bine. Ia să vedem, ne sună cineva și urmează să-l prindem în fraglant. Unde este Loganul nostru roz? Aici este Loganul nostru roz. Sunt Ziana Buruiana. 376 de prindere lunar. Trebuie să mă contacteze. Am eu 100 grame. Dar cât vâr pe ele? Hai la el. Hai la el că avem și jobul. Sunt cam fain pe tână. O să vezi acum ce eu coacem un ca 5 grame. Bă, nu-i mult. Bine. Hai să zicem bine. Așa. Stai pe loc. O, hai să vedem dacă îi dau frisc acum. Ăla sunt. Fiți atenți aici. O, tipul ăsta chiar face drugs. Hai să-l urmărim și la final îi dăm un wanted aferent. O, s-a pus afeca. Nu spune că îi dă crejocul cu fix atunci când îi dăm noi. Confiscate. Hai de mă, nu spune. Dar altcineva nu mai contactează. Emperor roz, doamne. A, are aici cursa, credeam că e departe în din mor că nu mai așteptam după el zău. Haide domnule să-ți dăm wanted și să te terminăm efectiv. Haide, 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 haide. Un ca frisk, o stop. O, jbang, undercover of, ai fost prins. Su dark for drug possession, confiscate 108 drugs, find 108 MS. Țeapă. Ce țeapă și-a luat MS G. Țeapă că îs PD cu fă 108. Și că post, fă post. Aoleu, ce l-am făcut pe tipul ăsta, doamne.
Aoleu, ți-ai cam luat-o, băi, omule. Chiar soi, dar ți-ai cam luat-o foarte bine. Cam foarte bine ți-ai luat-o. Aoleu, băi, că ai, mă, serios. Băi, nu știu să zic că post. Hai să-l ducem pe tipul ăsta la SPD, să-l băgăm în închisoare acolo unde este locul. Frate, sorry, dar na, nu o să mai vii tu prea curând. Salut, mane. Sal. A, stai că mi-am pus un apor în numele, da, prin SMS. Logic. Băi, acum pe final de episod vă reamintesc foarte rapid să nu uitați să apăsați butonul de like. Aș fi foarte, foarte bucuros dacă ați strânge 200 de like-uri, cum am zis noi inițial. Chiar Steve, da, în final nu mai e Sânziana. Acum filmez zi salutând donatorul nostru suprem, Cătă King, care este pus chiar în stânga acolo la ecran. De ce ai repus votul? A, nu pot să-ți răspund. De ce ai repus votul? A, nu. Cât că am scos pe cânăvă. De pe listele vesei a fost scos Mesut, că n-avea orele necesare, abia acum am văzut și eu. Și nu este vina mea, că nu eu l-am propus pe Mesut. Da, se mai întâmplă greșeli, dar important că le reparăm. Ok, cam atât a fost cu episodul de astăzi și ne vedem data viitoare la un nou colaj, nu? Dacă mergem la munte. Stay close!